Să citim de la versetul 6 până la versetul 9. Cuvântul Domnului spune așa: căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, cât sunt de departe, de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Amin. Doamne, pentru că știm că gândurile Tale sunt mult mai sus decât putem noi să gândim, ne rugăm să lași pe Duhul Tău cel Sfânt să ne aducă gândurile Tale, să le putem înțelege și să le primim cu bucurie în această zi. În numele Domnului ne rugăm. Amin. Să ocupăm locurile. Din versetele acestea mi-a rămas expresia aceasta atât de extraordinară: Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Știți că noi avem un Dumnezeu care nu obosește iertându-ne? În dimineața aceasta aș vrea să vorbesc puțin despre iertare, despre iertarea Domnului. În Vechiul Testament este un exemplu extraordinar al lui Iosif care își iartă frații. Se spune că într-o zi egiptenii au auzit un strigăt mare și un plâns zguduitor. Și au întrebat ce se întâmplă, ce se petrece aici. Și cineva a spus: cineva și iartă frații. Iertarea nu este deloc ușoară. Nici pentru Dumnezeu nu este ușor să ne ierte. Pentru că uneori, fără de legile noastre, păcatele noastre sunt așa de mari. Dar El nu obosește niciodată iertându-ne. Ucenicii, ascultându-L pe Domnul vorbind despre iertare și bunătate față de semenii noștri, unul dintre ucenici s-a dus la Domnul și a zis: Doamne, dar de câte ori să îl iert eu pe fratele meu care greșește împotriva mea? E ok de 7 ori? Pentru că era tradiția aceasta evreiască, numărul acesta 7 a fost extrem de popular în multe lucruri, în viața și gândirea evreului. Și Domnul, spre surprinderea tuturor și până și a noastră astăzi, spune de 70 de ori câte 7. Acum, cine are răbdarea să numere de 70 de ori câte 7 în fiecare zi, nu? Și să spună: no, gata, s-a terminat, am epuizat, acum, de acum încolo nu mai iert, s-a terminat. Am epuizat 490 de iertări. Nu mai am iertare. Din momentul ăsta am terminat. Practic, Domnul spunea, ar trebui să iertăm un număr infinit, să nu facem socoteli, să nu facem numărători. Pentru că El este un tată care nu obosește iertând și copiii Lui ar trebui să nu obosească iertând niciodată, nu-i așa? Una dintre realitățile ființelor noastre umane este că suntem niște păcătoși. Asta e greu de digerat pentru foarte multă lume. Americanii au o altă evanghelie în care au scos cuvântul păcat. Nu poți să-i jicnești pe oameni, să-i spui omului care a venit la biserică să te asculte că e păcătos. Nu e politicos absolut deloc. Și cuvântul ăsta este foarte nepopular astăzi în gândirea creștinismului american. Este aproape interzis în unele biserici. Nu? Și nouă nu ne place să ne spună cineva că am greșit, nu? Că nu e bine ce am făcut, ce am spus. Nu ne place să fim amendați pentru păcatele noastre, nu? Se spune că un pastor care trebuia să viziteze pe cineva n-a găsit loc de parcare deloc în jur și
sau au hotărât el să parcheze unde nu era legal. Când eu am venit în America, încă păstorii aveau un fel de sticker pe mașină, spune, e păstor și ăsta avea voie să parcheze și unde nu era lege, pentru că păstorul era în slujbă și se ducea să salveze vreun suflet, nu? Să se roage pentru un bolnav. Ei, după aia au scos dreptul ăsta. Da, păstorul ăsta tot a căutat și n-a găsit, a parcat unde nu trebuie și a făcut câțiva pași, s-a întors înapoi și a scris un bilețel pe parbrizul mașinii. Știa că vine polițistul din zonă și a zis, am umblat aici vreo câteva blacuri roate și n-am găsit niciun loc de parcare. Și ne iartă nouă păcatele, greșelile noastre, a citat din Tatăl nostru. Când a venit înapoi, a găsit pe lângă biletul lui un alt bilet și un tichet de amendă. Și polițistul scria foarte simplu, zice, eu umblu în blocurile astea de câțiva ani de zile și nu mă duce pe mine în ispită. A citat și el din Tatăl nostru. Nu ne place să fim amendați, nu ne place să ne prinde poliția, nu ne place să ne spune ceva că am greșit, nu? Este teribil. De ce avem nevoie de iertare fiecare dintre noi? Comitem păcate, avem păcate de comitere, nu? Le facem uneori cu bună știință, uneori fără să ne dăm seama, dar avem probabil cele mai multe păcate din omitere. Omitem să facem bine, omitem să spunem mulțumesc, omitem să fim recunoscători, omitem să fim buni, nu? Uneori omitem să salutăm. Sunt o serie de lucruri care le facem, păcate pe care le facem pentru că știm să facem bine, nu? Știm că trebuie făcut bine și nu-l facem. Și ne mângâiem că n-am făcut rău. E adevărat, n-am făcut rău, dar n-am făcut nici bine. Și Domnul s-a aștepta să facem bine, nu? Știți că întotdeauna noi când păcătuim, păcatele astea au un efect destructiv a relațiilor noastre. Este un verset în Ieremia absolut tulburător în care spune el că păcatele lui Iuda, spunea profetul Ieremia, sunt săpate cu un priboi de fier, zicea, în inima poporului, dar și pe altarele lor. Practic, profetul spunea că păcatele întotdeauna ne afectează inima, relațiile noastre cu ceilalți oameni. Inima este sediul sentimentelor noastre. Și atunci când inima este străpunsă de păcat, sunt scrise păcatele pe inima noastră, nu ne mai înțelegem cu ceilalți. Să rup relațiile interumane. Dacă omenirea a suferit de ceva, a suferit exact de lucrul ăsta o istorie întreagă. Nu ne suportăm ca neamuri, ca popoare, ca limbi, ca și culori, de orice ceva diferit. Este o ură extraordinară în lumea în care noi trăim. Încercați să înțelegeți ce se întâmplă în inima unui ucrainean, nu? În zilele astea. Câtă dragoste poate să mai existe, câtă iertare poate să mai existe, nu? Inima noastră este afectată de păcat, relațiile noastre sunt tulburate de păcatele în care suntem, dar și altarele noastre și religia noastră, pentru că întotdeauna păcatul nostru ne îndepărtează de Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură că El zidește un zid între noi și Dumnezeu, păcatele noastre ne îndespart de Dumnezeu. De aceea, păcatele noastre rup relațiile cu Dumnezeu. Rup relațiile cu semenii noștri, ne rup relațiile cu noi înșine, ba și cu natura în mijlocul căruia noi trăim. Natura și viața în general este afectată de păcatele noastre. La un moment dat, Apostolul Pavel spunea că natura întreagă geme, așteptând iertarea noastră, așteptând eliberarea noastră, așteptând reformarea societății umane.
Suferă întreaga natură din pricina noastră. Ne purtăm rău cu ea. Îi exploatăm bogățiile, devastăm teritorii uriașe, omorâm animale, ce să mai spun, suntem o pacoste pe planeta asta. Pentru că suntem o ființă păcătoasă. Era o poveste foarte simpatică, se zice că după ani mulți s-a întors dintr-un zbor din ăsta interplanetar, un cosmonaut, probabil era rus, nu? Sau american. Lumea s-a adunat în jurul lui să-l întrebe ce a descoperit, domnule. A fost plecat zeci și zeci de ani. După teoria lui Einstein, era încă tânăr, pământul îmbătrânise, aici erau generații, trei s-au dus. Și l-au întrebat, ce ai descoperit? În sfârșit, și-a luat inima în dinți și a zis, am descoperit că pământul e iadul. Am descoperit că iadul e aici, pe pământul ăsta. Pentru că oriunde am pus piciorul, am stricat. Am poluat râurile, ce să vă mai spun, mările. Dacă veți vedea că sunt valuri uriașe de garbage și de noroaie, de cutii de conserve și sticle de Pepsi, care plutesc în insule pe mare și pe oceanele acestei lumi. Știți unde se opresc? Pe plajele extraordinare a unor insule. Acum nu o să mai avem unde pleca în concediu, nu? Că nu o să putem face plajă printre sticle de bere și cutii de conserve. Oriunde pune picior această ființă coruptă, ea strică relațiile cu Dumnezeu, cu oamenii și cu natura. De aceea, nevoia cea mai mare a noastră este de iertare. Dumnezeu ne oferă iertare și este un cuvânt în Faptele Apostolilor, capitolul 10, versetul 43, extraordinar. Ascultați! Toți prorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. Asta este vestea cea mai extraordinară. Căpătăm, putem primi iertarea păcatelor toți cei care îl caută pe Domnul nostru Iisus Hristos. David a cunoscut foarte bine bucuria aceasta a iertării păcatelor sale. Dacă citiți în Psalmul 103, versetele 2 la 4, spune așa, binecuvântă suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui, El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale, El îți zbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și cu îndurare. Ce minunat este cuvântul acesta! El îți iartă toate fără de legile tale. Faceți ce puteți. Veniți la acest Dumnezeu care nu obosește niciodată iertând. Și ar fi extraordinar să plecăm în această dimineață acasă, iertați pe deplin de toate păcatele noastre. În primul rând vreau să spun că iertarea primită de la Dumnezeu ne împacă cu El însuși. Prin iertare, Dumnezeu ne împacă cu Sine. Vestitul predicator Spurgeon a spus un cuvânt extraordinar, spune așa, Dumnezeu nu iartă ca un om, El iartă complet și pentru totdeauna. Păcatele iertate nu mai sunt amintite niciodată. De o astfel de iertare avem noi nevoie. Uneori, în relațiile noastre de familie, greșim, comitem păcate unul împotriva celuilalt și ne iertăm și e bine că ne iertăm. Dar ar trebui să nu mai vorbim despre păcatele alea odată ce le-am iertat. Noi oamenii încă ne aducem aminte de ele. Și ajungem să devenim istorici. Umblăm la istorie și iar amintim păcatele care ni le-au făcut ceilalți împotriva noastră.
Dumnezeu nu este așa, un Dumnezeu care iartă, care nu obosește iertând, atunci când iartă, iartă complet și nu mai vorbește niciodată despre lucrurile acelea. El ne împacă cu El însuși. Oricâtă îngăduință și iertare ne-am acordat singur, nu ne putem pune în relații bune cu Dumnezeu, decât iertați complet de El. Efortul personal, nu, a multora dintre noi de a echilibra balanța. Eu țin minte că la o biserică pe care am păstorit-o nu aici, a venit cineva și a dat o sumă foarte mare de bani la biserică. M-am alarmat pentru că toate becurile roșii s-au aprins. Mi-am dat seama că omul s-a făcut ceva foarte grav în viață. Și acesta este instinctul nostru, nu? Vrem să echilibrăm balanța asta care, domnule, a pus prea multe păcate și acum trebuie să dea o sumă mare de bani la biserică să se echilibreze balanța. Este exact același lucru care îl fac copiii, nu? Când fac o boacănă mare de tot, deodată îți cuminți, nu? Eu țin minte că am venit acasă odată împreună cu soția și unul spăla vasele la bucătărie. Un băiat spăla vasele la bucătărie. Absolut ieșit din normal. Nici bărbații, nici tații lor nu le spală, nu? Dar un copil, un băiat să spele vasele. Ce ai făcut, mă? Ai spart capul cuiva, ai spart geamurile vecinilor. Ce ai făcut? Spre surprinderea noastră, nu făcuse nimic. Ne-a zis, just wanted to make you happy. Am vrut să vă fac fericiți. Și într-adevăr am fost foarte fericiți. Dar de obicei, când copiii fac un rău, încearcă să le echilibreze cu ceva bun. Asta este și în comportamentul nostru. Credem că Domnul, nu trebuie să cerem iertare Domnului, că Domnul vede. O să dăm mai multe sute de dolari la biserică și Domnul, pentru că am dat banii ăștia, o să treacă cu vederea păcatele care le-am făcut, nu? Am făcut o gafă zdravănă și venim acasă cu un buchet de flori la soție, nu? Nu o să ne întrebe ea ce am făcut, unde am umblat, nu? Doar a primit flori. Să știți că toate artificiile astea, toate eforturile astea de a echilibra balanța nu funcționează la Dumnezeu. El așteaptă de la noi să spunem, I'm sorry, îmi cere iertare, am păcătuit, Doamne, iartă-mă, te rog să mă ierți. Acum Domnul știe toate limbile, nu e o problemă, dar dacă cereți iertare în familie, de la soție sau de la soț, cereți în limba română, vă rog. Că în engleză e așa de ușor și parcă nu are nimic de a face cu sufletul nostru, nu-i așa? I'm sorry, doesn't work. Dar să spui, îmi pare rău, te rog să mă ierți, e complet, complet diferit. Domnul vrea să ne repare relațiile cu sine și iertându-ne, ne împacă cu El însuși. Se poartă altfel cu noi. Altfel, cuvintele profetului Isaia 64:6 sunt teribile. Toți am ajuns ca niște necurați, zice el, și toate faptele noastre bune sunt o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză, nelegiurile noastre ne iau ca vântul. Când ai o asemenea stare, nu există decât să vii, să ceri iertare și să te împaci cu Dumnezeu. Altfel, toate eforturile tale nu îmbunătățesc situația. Iertarea vine de la Dumnezeu și este o expresie a harului lui Dumnezeu. În Psalmul 32, versetul 1, psalmistul spune așa, ferice de cel cu fără de legea iertată și cu păcatul acoperit. Ferice de omul acela. Nu zice ferice de oamenii tineri și frumoși, ferice de cei cu multe diplome, ferice de cei care au mulți bani. Nu zice deloc. Ferice de omul care este iertat, care are fără de legea iertată. Știți că toți am putea fi foarte fericiți astăzi? Pentru că toți am păcătuit și toți avem nevoie de iertare și toți am putea căpăta iertare astăzi. În al doilea rând, prin iertare Dumnezeu ne conduce spre împăcarea cu alții. Este un
om al lui Dumnezeu, John Stott, l-am cunoscut personal pe acest om. S-a spus despre el că a fost printre cei 100 de oameni importanți ai planetei noastre. Imediat după Revoluție am fost cu el la o conferință la Oradea, în care a pledat foarte mult pentru iertare, pentru reconciliere. Era o națiune după Revoluție, nu? Toți aveam ură pe comuniști, pe securiști, pe tot ce vreți. Era o țară dezbinată. Și omul ăsta ne-a adunat să ne vorbească despre iertare, de nevoia de a ne ierta unii pe ceilalți. Zilele trecute l-am ascultat împreună cu soția pe fostul președinte al României, Constantinescu. Surpriza mea extraordinară a fost că omul ăsta, un intelectual de mare rang al țării, spunea că cea mai mare realizare a președinției sale a fost să împace oamenii unul cu altul. Au dat legislații și au lucrat în așa fel încât în România să nu continue ura și dezbinarea care, culmea, continuă și astăzi, acum. E bine, John Stott spunea, mărăția Harului lui Dumnezeu este că El ne iartă complet și definitiv. Atunci când ne pocăim și când ne punem încrederea în Hristos. Iertați, putem ierta. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi unii pe alții, spune Apostolul Pavel. Fiecare am avut de suferit din partea altora, hai să fim foarte serioși. Avem resentimente în adâncul sufletului nostru împotriva multor oameni care ne-au făcut rău. Uneori au fost din propria noastră familie. Am participat odată la o mormântare și știam bine ce s-a întâmplat în familia aia. Știam foarte bine ce s-a întâmplat. Bărbatul acela care plângea pe soția sa în sicriu, pentru că știa ce știu eu, mi-a zis, tu știi că ea m-a iertat pe mine? Ea m-a iertat pe mine? A fost un lucru extraordinar. Toți avem nevoie de iertare. Toți avem dușmani. Deși cineva spunea că nu-i greu să îți iubești dușmanii, că tu ți-ai făcut. Da. E greu să ierți. Ostilitatea față de alții ne face nouă mult mai mare rău decât lor. Cori ten Boom, o femeie, o evreică, care a suferit enorm de mult în pușcăriile germane, în lagărele germane, a spus că atunci când ierți pe cineva care ți-a făcut rău, te eliberezi un pușcăriaș din pușcărie. Și spre surprinderea ta descoperi că ăla ești tu. Ești tu ăla care ai fost eliberat. Noi avem nevoie de iertare fiecare dintre noi. Știți că în rugăciunea Tatăl nostru noi spunem un lucru absolut extraordinar. Pâinea noastră nu este legată de nicio condiție când ne rugăm, nici să ne izbăvească Domnul de cel rău. Dar iertare este întotdeauna condiționată. Iartă-ne precum iertăm. Eu am mai spus-o de mai multe ori și bătrânii asta se repetă. Unul dintre copiii mei, când a spus rugăciunea Tatăl nostru, a greșit un pic. La care am strigat, Doamne, să nu-l asculți, că îi va ieși mar de capul nostru. S-a rugat cam așa, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o, precum iertăm și noi greșiților noștri. A sărit un pic și a zis, Doamne Iisuse, să nu-L asculți, că o să murim de foame toți. Iertarea ne-o dă Domnul condiționat. Domnul zice, eu iert, dar tu poți să ierți. Este pilda aceea extraordinară cu nenorocitul ăla care a fost iertat de $1,000,000, nu?
A ieșit afară și l-a prins pe un prieten de-a lui care era dator 100 de dolari și l-a luat de urechi, l-a dus la judecător, l-a băgat la pușcărie pentru 100 de dolari. Pilda Domnului este extraordinară. Vorbește despre noi, despre caracterul nostru, despre incapacitatea noastră de a ierta. Vorbește despre nevoia noastră uriașă de a fi iertați, nu? De un milion de păcate, nu? Dar noi suntem incapabili să iertăm pe aproapele nostru de 100 de păcate. Prin iertare, în al treilea rând, Dumnezeu ne ajută să ne împăcăm cu noi înșine. Să ne împăcăm cu noi înșine. Uneori este foarte greu să ne iertăm propriile noastre păcate. Sunt oameni care își reproșează toată viața o greșeală, un păcat pe care l-au făcut. Ei mai ajută și alții să le aducă aminte din când în când, dacă au o nevastă istorică, nu? Imediat le-aș duce aminte de ce au făcut. Oamenii aceștia se pedepsesc mereu pentru păcatele pe care ei le-au făcut. Sentimentul acesta de vinovăție este un sentiment autodestructiv. El ar trebui să ne ducă să ne cerem iertare, să ne împăcăm, să ne ducă la reconciliere. Apostolul Pavel ar fi putut să-și petreacă restul vieții reproșându-se că a fost un criminal, că i-a băgat pe frați la pușcărie, că a asistat la moartea lui Ștefan și să se acuze toată viața. Este un verset absolut tulburător pe care îl rostește Apostolul Pavel și iată ce zice el. Cât despre mine, prea puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de vreun scaun omenesc de judecată. Ba încă, nici eu însumi nu mă mai judec pe mine. Căci n-am nimic împotriva mea, totuși, nu pentru aceasta sunt socotit de prihănit, cel ce mă judecă este Domnul. Wow! Cum? Nu-ți reproșez că ne-ai băgat la pușcărie pe frați, nu? Că ai vândut pe frați, că ai asistat la moartea lui Ștefan, nu-ți reproșez, nu, pentru că el zice, Domnul m-a iertat. Dumnezeu m-a iertat, m-am iertat și eu și am pornit de acum încolo. Ba mai mult, zice Apostolul Pavel în Filipeni 3:13, fac un singur lucru de acum. De acum fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Și Petru s-ar fi putut plânge toată viața că s-a lepădat de Hristos, nu? N-a făcut-o. A știut că a fost iertat, s-a iertat și el și a pornit mai departe. În al patrulea rând, prin iertare, Dumnezeu ne încurajează la o închinare cu bucurie. Cine este iertat cu adevărat, iubește. Cine este iertat de multe, iubește mult și se închină cu tot devotamentul înaintea Domnului. Fariseul a fost foarte deranjat de femeia aceea păcătoasă care, auzi, Domnule, intră în casa lui neinvitată, nu știe toată lumea că asta face trotuarul, nu? Ăsta e un fariseu, el trăiește din neprihănire, Domnule, din condamnarea ăstora care fac asemenea păcate mizerabile. Și vine Domnul în casa lui, spală picioarele Domnului cu lacrimile ei și le șterge cu părul capului ei și este absolut revoltat. Și Domnul spune, Simone, tu știi că oamenii care sunt iertați de multe lucruri iubesc foarte mult? Oamenii care sunt iertați de multe păcate știu să se închine cu adevărat. Eu am intrat în casa ta, nu mi-ai dat nici sărutare, nu m-ai spălat pe picioare, m-ai tratat. Dar femeia asta îmi spală picioarele cu lacrimile ei. I s-a iertat mult și iubește mult și se închină cu adevărat. Numai păcătosul iertat se poate închina cu bucurie. Cântarea de laudă șade bine cui? Celor neprihăniți, nu? Celor iertați le șade bine cântarea de laudă. Probabil că una dintre problemele închinării din bisericile noastre este că vin să se închine oameni care nu sunt iertați.
Și când ai povara păcatelor asupra ta, nu poți să cânți, nu poți să faci pe alții să cânte, nu? Cel neiertat are o conștiință care îl mustră, nu se poate închina cu bucurie. Cel ce nu recunoaște păcatul este victima mândriei sale, el nu se poate închina cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Sentimentul de vinovăție este bun numai că duce la pocăință. Dar dacă nu te duce la pocăință, la religie nu folosește la nimic. Bucuria închinării vine din bucuria mântuirii. Omul iertat se închină și laudă pe Dumnezeu. În al cincilea rând, prin iertare, Dumnezeu ne cheamă la slujire. Dumnezeu ne cheamă să slujim. C.S. Lewis, acel scriitor extraordinar britanic, spune, când Dumnezeu iartă, El uită, El aruncă păcatele noastre într-un ocean fără fond și le șterge pentru totdeauna din memoria noastră. Cam același lucru îl spunea și Corrie ten Boom, evreica aceea extraordinară, care a povestit experiențele ei cu Dumnezeu prin lagărele nemțești. Și el spune, și ea spune că atunci când Dumnezeu aruncă păcatele noastre într-un ocean, pune un semn care spune pescuitul interzis. Nu-i voie să mai pescuiești păcatele acelea, nu-i mai voie să umbli la ele, să nu le mai scoți afară. Omul care este iertat este chemat la slujire. Iertat, curățat, el este gata să spună ca profetul Isaia, iată-mă, trimite-mă. Doamne, sunt cu buzele necurate, vorbesc cum nu trebuie. A venit Domnul cu un cărbune de pe altar, i-a ars buzele, a curățat buzele și acum Isaia zice, iată-mă, Doamne, trimite-mă. Când Dumnezeu te curățește, ești gata să te duci și să slujești. Eliberat de rele, poți să-i ajuți și pe alții să fie eliberați de rele. Și ultimul lucru cu care voi încheia este că prin iertare Dumnezeu ne umple de speranța cerului, de speranța paradisului. Poate că nimeni n-a spus așa de frumos ca Billy Graham. Când am păcătuit și ne întoarcem la Dumnezeu în pocăință și credință, El ne iartă complet și ne curăță de toată nedreptatea. Suntem gata pentru paradis, suntem gata să mergem la Domnul. Cuvintele Domnului se adresează celui iertat. Să nu vi se tulbure inima, spunea el în Ioan, capitolul 14, versetele 1 la 3. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Eliberați de povara păcatelor, suntem pregătiți să privim cerul. Privim în sus, de unde îl așteptăm pe Domnul nostru să vină. Dumnezeu oferă gratuit iertarea celuia care o cere, celuia care își calcă pe mândrie, celuia care recunoaște și spune, Doamne, am păcătuit, te rog să mă ierți. Pocăința schimbă dintr-o dată radical atitudinea ta față de Dumnezeu, față de păcat, față de sine, față de alții, față de biserică, de societate. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care iartă și care nu obosește niciodată iertând. În dimineața asta El nu este obosit să ierte. De aceea am o singură întrebare finală. Vrei să pleci iertat în dimineața asta acasă? Este o ocazie extraordinară. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune. Și dacă ai ceva de cerut iertare de la Domnul, fă-o acum, ca să plecăm iertați cu toții la casele noastre. Amin.